câte ori nu ni s-a întâmplat să ne doară ceva, să ignorăm simptomele, acestea să se acutizeze, să nu ne gândim măcar să trecem pe la medicul de familie și să ajungem la urgență. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Audiența. Exact despre acest lucru vom discuta în această seară, despre educația sanitară, despre îndatoririle medicului de familie, îndatoririle unității de primiri urgențe, dar și despre îndatoririle noastre. Suntem obligați să ne cunoaștem drepturile și să ne însușim o educație sanitară. Pentru asta am invitat în platoul emisiunii în această seară și vă mulțumesc, doamna doctor, pe doamna doctor Rodica Bușcu, președintele Asociației Medicilor de Familie din Giurgiu. Bună seara! Bună seara! La mulți ani, pentru că a fost 8 martie, și la mulți ani, domnule Constantin Marin, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu. Că 44 de pahare, ca să nu mai fiți atât de crispat la începutul emisiunii. Aș vrea să încep prin a vă spune, dumneavoastră, doamna doctor, deopotrivă și domnului director, că am fost solicitați de mai multe ori la unitate de primiri urgențe, unde am observat că lucrurile nu merg tocmai bine. Încercăm împreună și îmi pare rău că în platoul emisiunii nu se află un reprezentant al LUPU, dar avem un material filmat chiar astăzi la Spitalul Giurgiu, cu un punct de vedere de acolo. Undeva există o problemă. Atunci când pacientul, da, de multe ori poate nu e pacient, poate nu e bolnav, sare un punct important din schemă, medicul de familie, da? Și merge către urgență. Unitatea de primiri urgențe devine astfel supraaglomerată și până la urmă putem să contestăm și actul medical, pentru că știți cum, când ai 100 de pacienți într-o gardă și ești singur, foarte greu să te descurci. Cred că nu greșesc. În același timp am aflat și despre nemulțumirea ale medicilor de familie, dar pentru asta dumneavoastră sunteți aici, doamna doctor, și veți avea timp la dispoziție să vorbiți despre asta. Am discutat și cu domnul director al Casei de Asigurări de Sănătate despre aceste probleme. Am fost solicitați la unitatea de primiri urgențe, unde un pacient aflat sub un tratament injectabil a fost refuzat de medicul său de familie. Avem aici hârtia pacientului, a lăsat scris acolo pentru că a vrut să se facă crezut și și-a asumat și semnat ceea ce a spus. Era vorba despre o injecție, l-am sunat personal pe domnul director atunci, mie mi s-a părut strigător la cer, un om în vârstă de 78 de ani să fie trimis, adică să fie refuzat de medicul de familie. Mă rog, au fost tot felul de explicații, că se impunea asistență la administrarea unei injecții cu nu știu ce medicament, că ajungând la finalul anchetei, dacă pot să-i spun așa, dreptate avea și medicul de familie, dar și medicul de la urgențe. Așadar, în concluzie, nu începem cu concluzia, dar undeva lucrurile scârție. Cred că sistemul e bolnav. Dacă e bolnav, atunci noi, cadrele medicale, trebuie să începem încet, încet să-l resuscităm. Cred că ar fi important să fac o mențiune în sensul că sistemul sanitar este structurat, este ca o piramidă, da? La bază se găsește asistența medicală primară sau medicina de familie, urmează ambulatoriul de specialitate cu toate specialitățile care sunt cardiologie, psihiatrie, dermatologie și așa mai departe. Urmează
sistemul acesta de primiri UPU, de primiri urgențe. Primiri? Primiri urgențe, UPU, prescurtat. Da. Și urmează spitalele, spitale de diferite grade municipale, orășenești, universitare, gradul cel mai înalt. Acum, noi toți avem un serviciu, da? Un job cu un program. Medicul de familie are și el un program foarte bine stabilit, afișat pe ușe, menționat în contractul care îl facem anual cu Casa de Asigurări de Sănătate județeană respectivă cu care ai contract. Deci este foarte bine menționat programul nostru. Un program a unui medic este, din orice sistem, de 7 ore pe zi. La medicul de familie, în funcție de numărul de populație pe care o are înscrisă, poți să ai și 8 ore. Adică se prelungește cu o oră, adică în loc de 5 ore program de lucru cu publicul și restul teren, să ai 6 ore, cum e cazul meu de exemplu, și restul teren. Bun. Să trecem mai departe la UPU, pentru că... Vă întreb numai puțin, doamna doctor, în această piramidă, unde plasați centrul de permanență? Păi centrul de permanență ar trebui tot la baza piramidei să fie. Adică da, el nu face e parte... niciunde, nu v-am auzit. Nu m-ați auzit, pentru și că... Și aici îl văd pe domnul director că zâmbește și o să ne spună și de ce. De fapt, centrul de permanență s-a vrut să fie, deci, o ușurare a serviciilor de la UPU, primiri urgențe, prin continuitatea medicului de familie, adică el și-a terminat programul legal, își continuă cu un alt contract și alți bani primiți pentru orele pe care le prestează în cadrul centrelor de permanență considerate drept o gardă. Dar nenorocirea e că aceste centre de permanență nu sunt nu s-a dat voie să se înființeze decât la peste cam 20 de kilometri, 10-15-20 de kilometri față de un spital județean orășenesc. Deci noi în Giurgiu, că noi am solicitat la un moment dat chiar în oraș, în municipiul Giurgiu, medicii care suntem de aici, că există să poți să faci gardă și la domiciliu, prin telefon sau în cadrul cabinetelor, era foarte bine, prin rotație, în cabinetul fiecărui medic de familie, în weekend sau când în timpul, în afara programului de lucru, în timpul săptămânii. Aici trebuie regândită probabil această schemă, această organizare, astfel încât să putem să asigurăm servicii medicale pacienților care nu se adresează în timpul programului de lucru a medicului de familie. Am încheiat cu medicul de familie. Deci, UPU, unitate primire urgență, este o unitate foc continuu. Este plătită și aparține de Ministerul Sănătății. Noi lucrăm și suntem plătiți din banul asiguratului, adică banii noștri la toți. Unitatea primire urgență este finanțată de minister și coordonată de Ministerul Sănătății, de Direcțiile de Sănătate Publică. Acolo se lucrează în ture. Un medic și un cadru medical lucrează în ture și este plătit pentru munca pe care o prestează. Acum trebuie să extindem foarte mult discuția privind adresabilitatea populației la acest sistem de primire urgență. Oamenii se adresează acolo că este o urgență. Depinde cum gândește fiecare că este o urgență. De exemplu, pentru noi, o persoană care, dacă este un copil mic, și a vomitat de 2-3 ori și a mai tântit și un scaun diareic și mai are și temperatură peste 38 de grade, normal că este o urgență, că poate să deshidrateze. Dar dacă este o persoană adultă care are această temperatură, păi să mă ierte Dumnezeu, fiecare trebuie să avem în casă o mică trusă de urgență. Poate pe această cale este normal să practicăm această automedicație? Foarte normal. Fiecare, în orice țară civilizată, există un sertăraș în casa fiecărui om cu medicamente pentru ce? Antitermice, să-ți scadă temperatura. Antialgice, să-ți ia o durere pe care o ai.
Și mâine nu trebuie să fii la medicul de familie? Ba da, dar eu spun ce poți să faci tu noaptea când te apucă pe tine ceva și să nu disperi, pentru că, de fapt, ce este temperatura? O reacție a organismului asupra unor factori. Ce factori? Asupra unor factori exteriori, da? O răceală, o alimentație, un aliment care ți-a făcut rău, ți-a dat crampe abdominale. Ai și tu în casă un antispastic, un antidiarei. Cine nu știe de antispastic, de antidiareic? Da. În orice loc civilizat și mai ales acolo unde sunt copii în casă, nu trebuie să lipsească aceste medicamente. Doamne ferește să încapă aceste medicamente și pe mâna unui neinstruit, pentru că fac mai mult rău decât bine. Domnule director, vis-a-vis de ce am spus, ați zâmbit când am întrebat care este locul, cum plasăm centrul de permanență în această piramidă. Aș dori să spun bună seara dumneavoastră. N-ați apucat, e adevărat. Dumneavoastră, sigur, steți doamnelor, domnișoarelor, primăvară frumoasă. Mulțumim. Și mulți ani și bărbaților, pentru că astăzi, fiind cele ziua de bărbatului, 44 de bahare, direct, da. Așa. Iar revenind la problema pe care ați ridicat-o dumneavoastră vis-a-vis de centrele de permanență, da, într-adevăr, de-aia se și numește centru de permanență, pentru că asigură continuitatea actului medical în afara programului stabilit la cabinete, așa cum a precizat și doamna doctor. Nu vreau să reiau modul de finanțare, cert este că și centrele de permanență sunt finanțate din fondurile Ministerului Sănătății. Mulți bani se duc către centrele de permanență și dacă îmi dați voie, am aici deconturile pentru fiecare medic. Da? Da, sunt publice, sunt pe site-ul casei de asigurări de sănătate și să știe și telespectatorii noștri, medicii care efectuează gărzi în centrele de permanență primesc sume între 11 milioane lei vechi și 52 de milioane de lei vechi. Media este undeva pe la 25 de milioane de lei vechi. Aș vrea să continui ideea și să vă spun că în județul Giurgiu avem 9 centre de permanență poziționate pe toată raza județului și, într-adevăr, inițial, conform legii de înființare a centrelor de permanență, s-a stabilit ca aceste centre să fie în zone greu accesibile și acolo unde medicii nu ajung mai greu sau nu poate fi, persoanele sunt în vârstă și nu se pot deplasa către un cabinet medical situat într-o zonă mai facilă ca și deplasare. Și spre surprinderea mea, aceste centre de permanență nu s-au făcut numai în aceste zone, s-a făcut acolo unde s-a solicitat, unde s-a oferit spațiu și, într-adevăr, au și adresabilitate, pentru că se fac raportări pe CNP-uri în fiecare zi ce adresabilitate are și ce s-a soluționat. Inițial, pentru centrele de permanență din raza orașului, a municipiului Giurgiu, având unitate de primire urgență, s-a presupus că se va degreva UPU și va fi o mai mică adresabilitate, da? Vreau să ne spuneți și nouă, cum sunt plătiți medicii, cum sunt făcute de conturile în centrele de permanență, per capita sau per numărul de servicii? Nu discutăm de per capita, plățile în centrele de permanență se fac la ora de gardă, pentru că în timpul săptămânii gărzile sunt de la ora 15 până la ora 8 dimineața, iar în weekend și în sărbătorile legale 24 de ore. Pentru că au fost voci care au spus, au reclamat că nu au găsit medicul de gardă. Și totodată vă întreb dacă se fac controle, se efectuează controle. Da, controle în centrele de permanență se fac, dar se fac în echipe mixte, Casa de Asigurări de Sănătate și Direcția de Sănătate Publică. Se impune și la Giurgiu un astfel de centru de permanență? Doamna doctor, în oraș? Ați spus că da. În oraș? Da.
Da, centrele de permanență se organizează atât în locații fixe, cât și la domiciliu solicitantului. Dar în Giurgiu am oarece rezerve vis-a-vis. Pentru că, doamna doctor, a spus mai devreme că, da, medicii de la UPU sunt plătiți. Vi se pare suficient un număr de 5 medici care să asigure continuitatea? La o adresabilitate atât de mare. Da. Păi, tot sistemul sanitar este supra-solicitat. Da, este adevărat, și în cazul dumneavoastră o să discutăm mai târziu și despre problema, nemulțumirile pe care le au medicii de familie vis-a-vis de noul proiect de contract cadru. Vă propun să vizionăm un material realizat cu ceva timp în urmă de echipa TV Giurgiu la unitatea de primiri urgențe, după care ne întoarcem și comentăm. Zi de weekend, unitate de primiri urgențe Giurgiu, ora 19, paturile ocupate. Ambulanțele continuă să aducă pacienți, câteva asistente și un singur medic încearcă să facă față situației. Nu este o stare de urgență generală, n-a fost vreo calamitate, este o zi obișnuită la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Giurgiu. Doctorița Emilia Mazilescu se află în a 12-a oră de gardă, a consultat în jur de 80 de pacienți cu afecțiuni de la indigestii până la infarct miocardic, fuge de la un pat la altul, stabilește prioritatea urgențelor, consultă, intervine. Sunt giurgiuveni care, în loc să meargă la medicul de familie, preferă să vină la urgență, că-i mai ușor, doar n-o să-l trimită medicul acasă cu durerea cu care a venit. Așadar, serviciul de primiri urgențe este asigurat de un singur medic și, ca și cum n-ar fi destul, tot UPU devine casă pentru persoanele fără adăpost, mai ales iarna. Sunt găsiți prin cine știe ce locuri tenebroase și aduși la spital, cel mai adesea aproape de coma alcoolică, fără alte afecțiuni. Oamenii ăștia ne solicită foarte mult timp, sunt bolnavi care sunt socotiți bolnavi critici, pentru că starea de ebrietate predispune și la tot felul de traumatisme. Urmează o întreagă procedură, intervenția medicală de urgență, sesizarea autorității competente, care ar trebui să-l ia în custodie, în multe cazuri alertarea poliției, și toate astea făcute de unicul medic de gardă. Poate sarcina cea mai grea este stabilirea unei comunicări cu cel fără adăpost, devenit irresponsabil și irațional. Timp în care un pat este ocupat de o persoană cărea nu-i mai pasă de propria-i viață, totuși niște oameni luptă să-l salveze. Tot în acest timp, alte persoane așteaptă să fie luate în primire de către singurele două mâini ce intervin la UPU Giurgiu. După ce omul străzii a fost stabilizat, ambulanța aduce un tânăr de 26 de ani cu gâtul tăiat. S-a auto-înjunghiat, este extrem de violent. De urgență este luat în primire, medicul și asistentele nu fac față. Este chemat din spital încă un medic pe care bărbatul agresiv îl mușcă. Intervine paza și de-abia reușesc să-l imobilizeze. L-a mușcat pe doctorul Constantinescu, care a încercat să-i examineze plaga și să îi sutureze, să-l ajute, practic. Și la gât ce are? Deci o plagă auto-înjunghiată. Poliția a fost anunțată, poliția a fost la el acasă și deja știe despre ce este vorba. În continuare, cadrele medicale se luptă cu bărbatul să poată interveni. Sunt înjurați și amenințați de cel care a vrut să-și curme zilele. După ce este stabilizat, concluzia este una singură. Trebuie trimis la un spital de psihiatrie. Dincolo în zonă sunt paturile pline, scaunele pline. Este al doilea specimen în stare de ebrietate, extrem de agitat. Câți medici sunteți de gardă, doamna doctor? Păi eu sunt singură astăzi. De azi dimineață până mâine dimineață. 24 de ore. Cum rezistați, doamna doctor? Păi rezistăm, uitați așa, ne mai susțin pacienții cu o jurătură. Unicul medic de la urgențe efectuează un serviciu de gardă de 24 de ore. Ne întrebăm care este starea medicului în aceste ore. Cum poate o singură persoană să intervină eficient la cel mai solicitant punct medical din județ? Aceasta e situația de la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean. Criza acută de personal afectează în primul rând pacientul, care de multe ori reclamă și calitatea actului medical, ne mai vorbim de celelalte probleme deja mediatizate cu care spitalul de la Giurgiu se confruntă.
Ne-am întors în direct cu doamna doctor Rodica Bușcu și domnul director al Casei de Sănătate. Spuneți, ce părere aveți? Am văzut așa o mică părticică de la unitatea de primiri urgențe. Păi să știți că ne-a impresionat și pe noi. Pe mine m-a impresionat, de fapt știu că așa se întâmplă, m-a impresionat faptul că doamna doctor Mazilescu, pe care o cunosc și tot respectul privind profesionalismul dânsii, a fost singură. Acum vin și spun, poate trebuie să ne gândim că există medici rezidenți în penultimul an de rezidențiat, în ultimul an de rezidențiat pentru această specialitate de urgență. Și poate ar trebui să vină să facă ultimul an acolo unde, la spitalele din orașele lor, să pună mâna și să ajute, nu să stea toți înghesuiți. Vorbesc în cunoștință de cauză, da, pentru că și fata mea e medic rezident, mă rog, altă specialitate, dar nu să stea acolo și să toți, pentru că înveți în primii 2-3 ani specialitatea respectivă, și să pui mâna și să ajuți. Și nu vreau să dezamăgesc pe cineva și a spus că singurul medic. Eu cred că ne așteaptă zile mai grele, pentru că medicii, majoritatea medicilor pleacă din România să facă alte specialități, specialitatea în străinătate, sau să lucreze acolo pe un salariu de aproape 90 ori mai mare. Deci, noi ce trebuie să facem? Eu zic așa, că trebuie să ne schimbăm puțin gândirea, în sensul că domnul director, de exemplu, a spus că dânsul tu ar face centru de permanență pe Giurgiu. Nu că vreau, eu una nu fac gărzi. Nu fac gărzi pentru că, vă dau și o explicație, timpul fizic pe care îl petrec în cabinet mie nu mi-ajunge. Nu știu alții cum fac. Cum pot să fii în același timp și colo și dincolo. Vă întrerup, câți medici consultați într-o oră? Medici, pacienți. Pacienți, da, îmi cer scuze. Păi da, dacă e să luăm după lege, trebuie să consultăm 4 pacienți, pentru că este un sfert de oră. Dar... Așa este, cum? Domnule director. Da. 4 pacienți pe oră? Așa este, 15 minute pentru fiecare pacient la medicina de familie. 15 minute, nu au voie să depășească cei... Ba da, adică da, 4 da. Pacienți, asta este întrebarea mea. Ba au da. Voie să depășească 4 pacienți? Au voie să depășească, dar media să fie de 20 de pacienți într-o zi. Media de... Și cu această medie acoperiți... Nu. Deci eu am vreo 40 de consultații pe ușor. 20, a spus domnul director, la 5 ore. Dar dacă îți prelungești, cum de exemplu e cazul meu și la alți colegi, poți să faci 24. Dar vreau să vă spun că de anul trecut, din vară și până acum, e bine, în sensul că tu consus, pentru că ești medic, îți cunoști pacienții. Nu poți să refuzi cel care vine cu copilul în brațe. Nu poți să refuzi un om care zice, stau doamna doctor aici, până o să putea să mă vedeți și pe mine. Printre programările dumneavoastră, stai domne, zic. Care nu se gândește să fugă la care urgență. Care nu fuge, da, nu fuge. Nu fuge la urgență. De anul trecut ne dă voie ca serviciile medicale să le lăsăm în per capita. Da. Dar până anul trecut eram penalizați. Că și n-aveam voie să lăsăm în per capita un consult care să definitiva cu o rețetă compensată sau gratuită. Adică, după mine, cred că și aici ar trebui foarte mult revizuit sistemul vis-a-vis de medicii, în special cei care au și copii și adulți. Cei care au și copii și adulți nu se compară numai cu medicii care au numai adulți. La fel, există un număr de per capita. Noi nu toți medicii avem același număr de pacienți înscriși. Acum depinde de fiecare explicațiile medic. Și telespectatorilor, că poate nu înțeleg termenul per capita. Numărul de per capita înseamnă numărul de capete înscrise pe listă de pacienți. Numărul de înscriși. Da, aici vine. Da. Da. Iar serviciu înseamnă deci noi practic avem un contract cu casa de asigurări
ne cumpără nouă serviciile pentru pacienți. Vă întrerup, doamna doctor, pentru că avem un telefon și telespectatorul nostru nu trebuie să aștepte. Bună seara! Bună seara! Aș dori să vorbesc și eu să-l cu domnul director mai exact. Vă rog. Eu sunt o mămică la un copil bolnav care este cronic, adică are scleroză tuberoasă, autism, mai multe. Și noi, cei care avem copii cronici, noi nu avem medic, neurolog, psihiatru pentru copii. Dacă în cazul în care se întâmplă ceva cu copiii noștri, noi ne ducem numai la București. Dar până la București, ce se întâmplă cu copiii noștri? La noi în Giurgiu, ani de zile, nu există un medic, neurolog și psihiatru. Eu, ca să mă duc cu copilul la control, trebuie să ajung la București. Eu, ca să-mi fac la comisie, trebuie să mă duc la București. Da, întrebarea dumneavoastră vine... din necazul pe care l-are, pentru înțeles, că... Am înțeles, dar exact acest subiect vroiam să-l abordez, pentru că noi la Giurgiu ne confruntăm cu lipsa... Dacă mai aveți vreo întrebare pentru domnul director, doamnă. Nu, atâta doream să-l întreb, pentru că nu există niciun doctor pentru copii care, de exemplu, noi mămicile care avem probleme, deci dacă se întâmplă ceva, face o criză de epilepsie sau un status epileptic, cum s-a întâmplat la băiatul meu. Eu era acum câțiva ani de zile, era să moară până la București. Iar la fel, mai e o problemă. La noi în Giurgiu nu există reanimare pentru copii? Da. Aveți perfectă dreptate, doamnă, în ceea ce spuneți. Vă urez putere, vă doresc putere și multă sănătate copilașilor. Mulțumesc. Încercăm și noi să facem început. Mulțumesc mult. Seară bună. Vă rog să-i răspundeți, doamnă. Da, sigur, toate serviciile pe care Casa de Asigurări de Sănătate le contractează, pentru că aș vrea să se înțeleagă, nu Casa de Sănătate aduce medici în județ. Casa de Asigurări de Sănătate, menirea casei, este să încheie contracte de servicii cu furnizorii existenți. Așa cum a precizat și doamna doctor, cine trebuie să aducă acești medici? Direcția de Sănătate Publică. Așa? Și spitalul. Care se subordonează cui? Ministerului Sănătății. Da. Direcția de Sănătate Publică, dar se pare că... Domnul director Puiu Marinescu, dacă auziți strigătul de ajutor al telespectatoarei noastre și dacă aveți posibilitatea, probabil că nu, să intrați acum în direct, să ne spuneți dacă ați inițiat un demers în acest sens. Da, viața copiilor trebuie să fie mai presus de orice și, într-adevăr, dacă nu ne confruntăm cu un astfel de necaz, nici nu ne întrebăm de ce nu este un psihiatru pediatric la Giurgiu, de ce nu este un neurolog pentru copiii la Giurgiu. Avem multe, multe specialități pe care le avem descoperite, tocmai din cauză că județul păi Giurgiu, să vină municipiul să... Giurgiu nu este atractiv pentru medici. Majoritatea preferă asta am vrut să spun. Preferă Bucureștiul și noi la Giurgiu nu avem. Am avut câteva specialități acoperite, dar pe o perioadă scurtă și medicii au plecat. Păi tocmai, dacă nu au aparatură, dacă nu au mirajul Bucureștiului... Cauzele sunt multiple pentru care ne pleacă. Exact cum s-a mai precizat, pleacă și în străinătate, pleacă și la București, pleacă într-o clinică universitară unde are și aparatură și altă posibilitate de a-și dezvolta cariera. Ce să facă biata femeie, doamna doctor? Deci vreau să vă spun, cunosc sistemul foarte bine. Eu sunt pediatră, am terminat în 1982 facultatea de pediatrie. Am lucrat în acest sistem. Deci o înțelegeți mai bine decât mine și decât domnul director. Până să devin medic de familie. Și cât de grav, cât noi... de grave sunt afecțiunile pentru că le-a exprimat în termen. Sunt foarte grave pentru că, având sechele de encefalopatie cronică infantilă, acest copil are probabil o paralizie spastică la ambele membre sau la toate membrele, este pur și simplu dependent de însoțitorul lui, probabil care este mămica copilului. Vreau să vă spun că noi în Giurgiu nu avem nicio altă specialitate pediatrică.
care sunt oreleu, oftalmologie, psihiatrie, neurologie pediatrică, chirurgie pediatrică, urologie pediatrică. Nu avem dermatologie pediatrică. Hai să zicem că dermatologul nostru face și pediatrie. Și vreau să vă spun că această specialitate pediatrie este foarte grea. Eu spun că noi când am trecut la medicina de familie, noi pediatrii am învățat de curs de atâția ani, 15 ani, 16 ani, adultul foarte repede. Dar un medic de adulți învață foarte greu pediatria. Deci... Doamna doctor, mai avem un telespectator care așteaptă să intre în direct cu noi. Bună seara! Dacă ne auzim. Bună seara! Da, îi rog pe, pe colegi să refacă legătura. Nu știu dacă e posibil pentru că telespectatorul a sunat. Întorcându-ne la discuția noastră despre spital, aș vrea să vă, cu îngăduința dumneavoastră, să urmărim încă un material cu o pacientă pe care dacă s-a refăcut legătura. Este, bună seara. Bună seara. Vă rog. Vreau și eu să pun o întrebare domnului director. Am o boală hematologică, trebuie să merg în fiecare lună la București, la hematologie, la spitalul Fundeni. De ce nu avem și noi un hematolog în jur? În atâtea și atâtea orașe din țară sunt hematologi. La noi nu se poate. Avem un oraș destul de mare, nu? Doamnă dragă, ați auzit că nu avem pentru copilaș niciun medic specialist. Niciun medic specialist. Da, da. Avem lipsă de medici atât pe pediatrie cât și pentru adulți. Și mai mult de atât, nu depinde de domnul director, ne-a spus că Direcția de Sănătate Publică. Noi colaborăm cu Direcția de Sănătate Publică. Discutăm, dar cine trebuie să-i sugereze? Să găsim soluții. Se știu specialitățile, nu trebuie să sugereze nimeni, pentru că avem specialități care ducem lipsă. Să ne spună și domnul Marinescu, revin. Să ne spună și nouă domnul Marinescu ce demersuri a inițiat în acest sens și ce răspunsuri a primit de la Ministerul Sănătății. Deci se simte necesitatea unui manager atât de bun încât... Mulțumim tare mult pentru telefon, doamne. El să iasă pe piață, persoana respectivă, și să caute medici tineri, care, eu vă spun, cunosc foarte bine, având fiica mea, fata care este rezident. Sunt mulți care stau acasă și nu găsesc să se angajeze. Sau care învață limbile străine. Ce specialitate a ales fiica dumneavoastră? Fata mea a devenit medic psihiatru. Și vreau să spun că este anul 3 de psihiatrie, deci mai are un an și jumătate și termină. Și atâta îi sugerez și îi spun, mami, chiar dacă rămâi în București, mamă, chiar dacă rămân, vin și în Giurgiu cu un cabinet o zi, două pe săptămână, că îmi place să ajut orașul Giurgiu, pentru că de acum mă întreabă foarte mulți și foarte multe afecțiuni psihice sunt, o să fie maladia secolului pe lângă cancer, neoplasme, bolile psihice. Și zice, mami, o să vin, eu i-am sugerat pentru copii, nu i-a plăcut, face psihiatrie de adulți, dar deja face niște gărzi la un cămin din ăsta de copii cu dizabilități și prin telefon, și acum a sunat înainte de a veni, mamă, ce să fac repede, are temperatură 39,5, ce să fac? Deci trebuie să intervină. Eu i-am spus, dragă, dar tu ești medic de adulți și ți intră un copil de 10 ani, de 11 ani, să spui, păi eu nu știu să consult, eu nu știu. Niciodată, până acum, în 34 de ani de meserie, nu am spus, nu știu. Doamna doctor, domnule director, cu îngăduința noastră, ascultăm încă un telespectator și sper să apucăm să vizionăm și materialele. Bună seara! Bună seara noastră și invitațiilor noastre! Bună seara, vă rog! Mă surprinde cum dumneavoastră a insistat ca domnul Marinescu să intre în direct să-și motiveze eventual cele solicitate, deoarece personal am fost în audiență la dânsul, am solicitat compartimentul de control în sănătate publică la fața locului, deoarece aveam 3 societăți comerciale care funcționau, dar nu era aplicată ordinul sănătății 536 din 1997 cu modificări și completări ulterioare.
A fost bine, am demonstrat prin tot ce am avut eu și în prezent, deci e vorba de vreo 3 ani. Și în prezent nu s-a rezolvat. Da, nu știu de ce vă surprinde. Nu știu de ce vă surprinde apelul făcut de mine către domnul Marinescu. Nu mă... Nu înseamnă, în ideea asta. Deci dacă eu am fost în audiență și personal, am demonstrat că nu putem conveni cu depozitele lângă noi, de depozit de lemne, de fiare, de cherestea și materiale, că mi-a zis vecinul, păi mi-a luat să ai rășină. Domnule... Păi mi-a luat să ai rășină. Dar duceți depozitul ăla care avea rășină să mi-a luat. Noi nu vrem să mi-a luat să ai rășină. Din păcate, ceea ce spuneți noastră nu are legătură cu... Da, dar eu am vrut să fac o mențire pentru domnul doctor Maianescu. Ați făcut-o. Vă mulțumim frumos pentru telefon. Seară bună și ca să apucăm să vizionăm, pentru că mai avem două materiale și vorbim despre unitatea de primiri urgențe. Reprezentantul UPU nu se află în platou. Propun să vedem următorul material. De la 1 ianuarie până acum ați fost de 10 ori la urgență. Da, da, am fost. Am fost și nimic nu știu. La medicul de familie ați fost? Da, medicul meu de familie s-a internat cu... a avut o operație de ernie de disc. Și 4 luni de zile n-am avut contact cu el. A trebuit să mă mut și, drept să vă spun, n-am putut să ajung. Când a venit la doctor aici, internat, a stat o săptămână, până să mă duc acolo, n-am mai putut să mă duc. Am venit iar la spital. Și nu, uite așa am umblat. Dar doctorul de familie a venit vreodată la dumneavoastră acasă? Nu, niciodată. Pentru că abia vă deplasați. Niciodată, eu vorbesc. Eu să știți că am o minte foarte corectă, știu ce să vorbesc, știu ce să răspund cine mă întreabă. Dar nu a venit nimeni să mă întrebe ce fac. Dar l-ați chemat vreodată pe medicul de familie? Păi, de fapt, nu. Păi chiar dacă îl chem, nu vine. Nici n-a venit măcar la spital aici, dacă n-am putut să mă duc la dânsa, măcar să fi venit, să fi interesat. Ia să vedem ce e cu bolnava asta, care ea e angajată la mine la cabinetul de consult de familie. Cum sunteți tratată aici la urgență? Că este pacient prea mult și sunt și ele foarte ocupate. Ce, de ce să spun? Asta e. Situația dumneavoastră știți peste tot. Dar vreau să mă ajutați acum să mă interneze, că mi-a dat niște pastile doctorul pentru că a zis că sunt stresată și de-aia am făcut tensiune și nu știu ce. Și mi s-a părut azi noapte că mi s-a blocat creierul. Și ați venit iarăși la urgență. Când ați ieșit din spital? Când am ieșit din spital, păi să fie vreo săptămână și ceva. Am văzut, doamnă, că v-ați împrietenit cu doctorii de aici. Da, păi asta acum e casa mea, ce să mai fac? Ce să mai fac? La bătrânețe unde să mai mă duc? Mai vin și eu aici, dacă vrea să mă primească, dacă poate să facă un loc acolo să mai... Să mai salveze puțin din viață, bine, dacă nu, ce să fac să mor? Da, eu am realizat acest material, mă abțin, vă rog să comentați. Bine, aici este o mare confuzie. Nu trebuie să confundăm spitalul cu anumite case pentru îngrijirea persoanelor care nu... au pe nimeni acasă. Deci a reieșit foarte bine din acest reportaj. Cu multe astfel de cazuri se confruntă. Această doamnă are probabil niște afecțiuni cronice, că n-are cum la vârsta aceasta să nu aibă ceva legat de aparatul cardiovascular, dar cum vârsta întotdeauna spune cuvântul, se instalează și anumite tulburări neurologice și psihice și gândirea se schimbă, nu? Îmi pare rău că a trebuit să spună de medicul de familie, dar uite, o spun eu acum, că noi avem prevăzute un număr de 21 de domicilii pe lună la
următoarele categorii. La nou-născutul la externare din maternitate și la lăuza la externare din maternitate, deci avem voie să facem cel mult trei, să raportăm 3 domicilii pe zi. Deci nu mai mult de 3 domicilii pe zi cumulat. La fel intră la domiciliu sugarul când împlinește vârsta de o lună și intră la domiciliu aceste persoanele care sunt nedeplasabile. Dar dacă tu nu vii să anunți medicul de familie să-și facă un program, că noi lucrăm după, faci un program, îți programezi aceste vizite, nu? Doamna doctor. Doamne, nu pot să mă deplasez, vă rog frumos, vreau să veniți, am o afecțiune sau doamna o afecțiune. Doctor, în momentul în care un pacient, și am să mă grăbesc să vă spun ce am de spus, pentru că un telespectator, știu că un telespectator așteaptă să intre în direct. Dacă un pacient se înscrie la dumneavoastră sau la oricare alt medic, în acel moment îi oferiți o hârtie cu drepturile pe care le are și cu serviciile pe care dumneavoastră le oferiți, ce conține pachetul de servicii pe care îl oferiți? Nu-i ofer, recunosc, dar avem afișate. Probabil nimic nu vă obligă, dar nu credeți că ar fi bine? Le avem afișate în sala de așteptare. Drepturile și obligațiile pacienților și drepturile și obligațiile medicului. Le avem, ne obligă să le avem afișate în sala de așteptare. Vă rog. În cadrul acțiunilor de control, aceste aspecte sunt verificate în permanență. Prima temă, asta este... Dar știți cum e? Acum... Dacă acum, pacienții sunt informați... Din perspectiva pacientului care vine în... V-am acoperit și îmi cer scuze, dar trebuie să intervin. Din perspectiva pacientului care vine cu o durere, da? Și stă așa și așteaptă să intre la medic. Poate nu vede. De aceea, ca o sugestie din partea unui pacient, din partea unui asigurat, care nici măcar nu a observat aceste înscrisuri. Și sunt sigură că medicul meu de familie le are, pentru că este foarte corect. Dar nu am observat, pentru că mă duc, intru, mă consultă, mulțumesc că am plecat și așa mai departe. Un scurt comentariu vis-a-vis de unitatea de primiri urgențe. Într-adevăr, este foarte aglomerat. Dacă doamna, cu tot respectul, a mers de 9 ori, era 9 oră când se prezenta acolo și spune că este foarte mare aglomerație, într-adevăr, mai este o categorie de persoane care... Și n-ați văzut continuarea? Imediat. Internați-mă, vă rog. Mai este o categorie care se adresează la urgențe, neasigurații, care nu merg la doamna doctor, nu merg la cabinetul de medicină de familie, pentru că sunt neasigurați, așteaptă să meargă în urgență și în urgență îi se fac absolut toate serviciile ca persoană neasigurată. Iată. Și din cauza asta, având foarte mulți neasigurați, unitatea de primiri urgențe este atât de solicitată. N-ați crede că ar fi de competența Ministerului Sănătății să editeze niște broșuri cu broșuri, da, cu dreptul și obligațiile pacientului și cu obligațiile medicului de familie, ale medicului de altă specialitate, un alt regulament pentru spital? Promitem că vom realiza noi emisiuni pe această temă, cu obligațiile și cu amabilitatea doamnei doctor, dacă ne stă alături, să vină în platou și să spună, să vă vorbească despre obligațiile pe care le au medicii de familie și pentru ce puteți să-i trageți la răspundere dacă sunteți nemulțumiți. Domnilor, mai avem un telefon, un telespectator care așteaptă. Bună seara! Mulțumesc, bună seara! După cel care a stat de oră, mulțumesc, am reușit să intru și eu direct. Vă rog. Dacă tot așa se procedează și la urgențe, vă mirați de ce nu are lucru, nu? Vă întreb, în orașul care e cel mai mare oraș al județului, există posibilitatea de intervenție antirabică? Există acele injecții antirabice? Nu există, domnilor. Dar vă întrebați după scaune, salariile, cui le faturați? Nu nouă asiguraților care vă plătim? Și practic, pur și simplu, sugeți sângele și munca noastră. Vă rog frumos
luați atitudine și lăsați scaunele să zboare de sub picioare, stați mai mult în picioare dacă sunteți. De fapt, în fond și la urmă, voi dumneavoastră sunteți angajații noștri. Trebuie să vă intre bine în cap. Nu puteți să fiți sănătoși dumneavoastră, să dați sănătate dumneavoastră oamenilor asta timp când nu aveți dumneavoastră sănătate. Mentana incorpore sana. S-a prezentat, doamne. Dacă a intrat brusc în direct, a și așteptat, cu cine stăm de vorbă, vă întreb și eu acum. O persoană care n-ar vrea să mai vorbească. Care n-ar vrea să mai vorbească. De ce să nu vorbiți? De ce să nu vorbiți? Scaunul meu pe care stau este scaunul pe care l-am obținut în urma absolvirii unei facultăți. Respectatorul nostru este... Nu, dar aude ce spun. Da. Absolvirii unei facultăți și este păcat că în această emisiune se aruncă cu noroi asupra corpului medical. Tocmai că eu sunt un om cinstit și corect și vreau să spun că fiecare trebuie să ne facem datoria acolo unde suntem. Fiecare, orice sistem, nu numai medicii. Nu, știți, dacă ați observat în debutul discuției, dumneavoastră stați pe banii noștri și nu există vaccin antirabic. Nu stau pe banii nimeni. Nu este problema, domnilor din platou. Este tot la Direcției de Sănătate Publică. Direcția de Sănătate Publică, managementul spitalului, am mai vorbit despre asta, dacă nici aici la audiența nu s-a vorbit. Să se adreseze în altă parte, nu aici. Așa este. Suntem deschiși. Pe de altă parte, vă rog să nu vă supărați pe telespectatorul nostru, puțin, pentru că nu știm prin ce experiență a trecut da, și, și înțeleg supărarea oricui. Îmi pare rău că nu s-a prezentat, așa ar fi fost frumos, dar trecem și peste asta. Nu trebuie să aducem vaccinul antirabic. Nu, era supărat. Am înțeles. Din ce am înțeles pe întregul sistem. Dar vreau să vă spun ceva. Acum noi avem departament de boli infectocontagioase în cadrul spitalului. N-am avut. Asta funcționează de ceva timp, câteva luni. Deci ar putea... Știți câte materiale? Și doamna directoare, doamna doctor de acolo, să se ocupe, domnul are dreptate, pentru că avem și multe animale în oraș. Iată, TV Giurgiu a realizat foarte multe materiale. Da. Avem acest lucru. Foarte multe populații care nu are așa o educație de a se apăra împotriva unor stresuri, prin căzătură, prin înțepare, prin la locul de muncă. Deci ar putea să solicite, de ce dânsul nu face ceva scris? Poate să facă ceva scris către Direcția de Sănătate Publică să se deschidă acest departament în cadrul secției de boli infectocontagioase Giurgiu. Da, TV Giurgiu a realizat materiale la, cum se numește, de boli infecțioase, așa, și chiar doamna doctor a făcut un apel către autorități, către municipalitate, să facă ceva cu câinii maidanezi, pentru că este mult mai ieftin să gestioneze această situație decât să cumpere vaccinul antirabic. Este foarte scump. Și nu este foarte scump. Așa a spus doamna doctor. Este greu de procurat. Așa a spus, există este... și VTA-ul care poți să-l faci. A spus că este mult mai ieftin să fie gestionată problema câinilor fără stăpân. Bine, probabil acum se dezvoltă această secție de boli infectocontagioase. Am văzut și eu reportajul dumneavoastră în care dânsa spunea că nu a văzut varicele decât unul, două cazuri. Păi eu pot să spun că noi am văzut foarte multe cazuri de varicele. Chiar putem să declarăm că avem o epidemie de afecțiuni cu virus varicelo-zosterian. Da. Pentru că aceasta poate să manifeste ca o varicelă cu erupție peste tot, ca o zona zoster cu erupție localizată pe traiectul nervilor sau cu herpes zoster. Herpesul localizat la nivelul nasului peribucal este cu același virus. Da, ce părere aveți despre cum funcționează sistemul acum, pentru că telespectatorii noștri nu știu dacă știu, sunteți al doilea medic din Giurgiu care a deschis un cabinet individual și aveți o experiență în spate. Da. Cât de bolnav este sistemul la această oră? Eu am avut curaj în 1992 să deschid
primul cabinet era al doamnei doctor Soroiu de ginecologie și eu locuiesc într-un apartament cu 4 camere și unde aveam camera a patra și un WC de serviciu și am zis, nu, eu îmi deschid cabinet în casă, având și eu copiii mici. Și așa m-am dezvoltat în sfârșit. Doamnă, generațiile astea ale noastre în jur de 60 de ani suntem formați cu un alt stil de a consulta și de a trata. Și cu care ne-am învățat și cu care așa o să murim. Cei tineri trebuie să aibă modele de unde să învețe, de unde să vadă un comportament. Eu consider că noi toți trebuie să ne schimbăm. Să ne schimbăm în sensul că unii am fost cum am fost și ne-am schimbat datorită perioadei de după Revoluție, când normal că te schimbai când vedeai că totul s-a inversat. Adică valorile au devenit la bază și cei care aveau bani, cei care erau descurcăreți, deci valorile, învățământul, profesorii, medicii, toate, toți oamenii care aveau, vreau să spun, studii superioare făcute ca lumea, dat concurs ca să intri. Nu cum avem acum cu câte 4 diplome în buzunar și nu lucrează. Păi de ce nu lucrează? Pentru că nu sunt buni profesioniști. Trebuie să știți, dragii mei, să știți să furați meseria, să aveți modele, oriunde mergeți, să priviți cum vorbește persoana respectivă, cum se comportă, să luați exemplu, să învățați, că noi nu ne naștem învățați. Doamna doctor, domnule director, avem și al treilea material de la și ultimul, un interviu cu doamna doctor Mihaela Mazilescu de la Unitatea de Primiri Urgențe, care reprezintă punctul de vedere. Câte cazuri ați avut în garda din care tocmai ați ieșit în ultimele 24 de ore? Peste 90, 92, 93, cam așa. Câte numai la adulți. Numai la adulți. Da, pediatria a avut în jur de 50 de prezentări. Câte dintre prezentările la unitatea de primiri urgențe au fost, de fapt, adevărate urgențe? Cred că 2 cazuri din cele 90. În rest au fost consultații de rutină, majoritatea la cerere, este epidemia de viroză, deci orice febră de 37 cu 2 grade se prezintă la urgență, că tușește de o săptămână, că de 2, mă rog. Nu mi se pare normal atâta timp cât casa de asigurări pentru weekend și pentru noapte a organizat centrele de permanență, care nu știu ce competențe au, ce dotare au, dar noi nu resimțim activitatea lor în serviciul de urgență, fără rea voință spun asta. Efectiv, din toate zonele unde sunt centre de permanență, bolnavii vin la noi. Câte dintre cazuri ar fi fost de rezolvat la centrele de permanență sau la medicul de familie? 90% din prezentări, așa, cu bunăvoință spus, cred că mai mult de 90%. Doamna doctor, ce vă spun pacienții care vin la urgențe și nu sunt de urgențe, ca să spun așa? Au cunoștință de aceste centre de permanență? Unii au, unii nu au. Poate nu s-a făcut destulă publicitate despre existența acestor centre. Pacienții nu știu că există și medic și asistent și că și ei pot face o consultație, că nu trebuie o aparatură excepțională ca să pui diagnostic de viroză, să poți să scazi o febră, să poți să scazi o tensiune sau să rezolvi o alergodermie, o urticarie acută. Sau să rezolvi o mică plagă punctiformă care nu necesită sutură. Deci, sigur, ar putea să se prezinte acolo. Poate nu știu, poate nu știu dacă... Dar, în general, nu se știe despre existența lor. Bolnavii cronici ar trebui să fie sub observație. Totuși, constituie cazuri frecvente aici la urgențe. De ce? Pentru că bolnavii cronici sunt niște oameni cu un grad de dizabilitate, deci se transportă greu, nu suportă să stea la coadă la medicina de familie. Medicul de familie, poate că greșesc să spun,
că are un program pe care și-l face după cum dorește. Sunt medici de familie care fac asistență medicală după ora 16, da? Nu vreau să dau exemple, dar așa se întâmplă. Că atunci când medicii de familie sunt în concediu de odihnă, nu se afișează la vedere pe ușa cabinetului cine înlocuiește acel medic, că în mod sigur nu poate să plece un medic de familie în concediu de odihnă fără să îi țină locul un coleg, așa, pentru că bolnavii știu că urgențele, deci o febră, o coxalgie, o lombalgie, nu este primită la medicul de familie pentru că nu este programat. Ei știu așa, nu sunt programat și nu mă primește medicul de familie. Deci asta este o problemă. Aș vrea să știu ce obligații au față de urgențe medici de familie. Că nimic nu se rezolvă. Deci vin ca să scădem o febră, să termometrizăm, nu știu ce instrumente mai au ei. Dar probabil că termometrul lipsește în dotare, că e de suet deja, e un instrument de suet. Deci nu primesc, foarte rar, cred că de pe la Agostinu am primit bolnav chiar cu linie venoasă prinsă. Deci se poate. Cu o tensiune scăzută, este doctorița de acolo care își rezolvă problemele în mod profesional și care este prezent acolo tot timpul. Foarte puțin vin de la Agostinu la urgență. Ce vă spun bolnavii care vin pentru consultații de rutină? Ce spun când ajung aici și sunt conștienți că nu se află într-o stare gravă sau să se impună intervenția de la UPU? Că medicul n-a fost, că medicul e în concediu, că vine rar, că trebuie să se programeze. Povestea asta cu programarea este ceva îngrozitor. Eu sunt sigură că ei au și peste numărul de programări și un număr de urgențe pe care trebuie să-l onoreze și chiar consultațiile la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități și netransportabile. Totuși, revin și vă întreb. Ce să facă pacientul dacă medicul de familie nu este, iar el nu se află într-o stare gravă, totuși nu se simte bine și atunci are nevoie de asistență medicală? Unde să meargă? Să meargă la centru de permanență, dar probabil că ele nu sunt atât de apropiate de casa fiecăruia, că n-au cum. Solicită ambulanța. De multe ori ambulanța se duce cu însoțită de medic, deși și aici e o problemă, că nu sunt suficienți medici pentru toate consultații la domiciliu. Asistentele care se duc sunt capabile să-și dea seama dacă este vorba de o urgență adevărată sau nu, încearcă să descurajeze, dar fie că găsesc bolnavul la poartă cu bagajele făcute, fie că el nu este de acord să rămână acasă. Ce sunteți dumneavoastră obligați să faceți dacă vorbim de tratamente? De un tratament injectabil, de exemplu. Noi nu facem tratamente injectabile pentru bolnavii care se tratează în ambulator, dar suntem obligați să rezolvăm marile urgențe. Resuscităm stopurile cardiorespiratorii, rezolvăm o tulburare paroxistică de ritm, o bradicardie cu manifestă cu pericol vital, rezolvăm un edem pulmonar acut, cardiogen sau necardiogen, deci stabilizăm hemodinamic. Astea sunt obligațiile noastre în principiu. Și nici de cum consultațiile de rutină. Și vă mai întreb, doamna doctor, dacă pacientul, bolnavul, a venit cu o fiolă în mână de injectabilă și a spus, eu nu am unde să fac această injecție, dumneavoastră nu sunteți obligați da, să faceți. Exact. Totuși, ce faceți? Pentru că bolnavul spune, medicul de familie nu m-a primit, așa cum am văzut într-o speță cu care, la care am asistat chiar eu aici la urgență. Omul a și scris pe o foaie de hârtie cu nume și prenume că nu a fost primit, da? Totuși, dumneavoastră ce faceți? Lăsați omul să plece? Nu, facem rabat, deci facem niște excepții care de multe ori se transformă în regulă. Asta e marea problemă, că îi spui omului, domne, din motive umanitare îți rezolv problema acum, dar mai departe rezolvă-o singur. El uzează de acest act umanitar și mâine vine și spune, dar ieri mi s-a făcut, faceți-mi și azi. Și tot așa, cadrele noastre medicale nu sunt atât de numeroase încât să rezolve și tratamentele de ambulator.
E treaba medicului de familie, cred că, să rezolve și această problemă. Că și la cabinetele lor, cred că au program dimineață după masă, își pot organiza la un cabinet și, mă rog, tratamentele din timpul zilei măcar. Am văzut cazuri multe cu deținuți care vin pe picioarele lor, bacă îi doare o ureche, bacă și-au bătut un pui în cap sau îi doare puțin burta. Este o altă problemă care ne încarcă programul în urgență. Aceste personaje sunt obligatoriu 2-3 pe 24 de ore. Au rețeaua lor de asistență medicală, au medicii lor. Ei vin și în timpul programului medicilor din penitenciar. Am discutat de nenumărate ori și cu medicii din penitenciar și cu comandantul penitenciarului. Este un abuz, după părerea mea, este un abuz. Ei nu efectuează vaccin antitetanic, deși cred că ar fi obligat să-l aibă. Ei nu fac suturi de plăci superficiale pentru cei care vin cu plăci prose prin automutilare. Ei nu extrag un corp străin. E o problemă aici. Încă nimeni nu a reușit să o rezolve sau nu s-a implicat suficient să rezolve această problemă. Dar sunt cheltuielile Casei Naționale de Asigurări care sunt deturnate către Casa Obznaș, Casa lor de asigurări. Doamna doctor, cum reacționați atunci când un deținut vine, cum am văzut eu mai devreme, vine și spune, mă doare, mă ține spatele, dar am venit că aici sunt în libertate și sunt fete frumoase și mă mai relaxez și eu. Astea sunt micile lor scăpări din zona de detenție. Și aici ar trebui să se implice cineva, să vadă dacă ar trebui să vină un astfel de bolnav în urgență, care are chef de glume, care se însoțit de niște cadre de pază, 2-3 de obicei, care stau și ei peste noi în UPU acolo și ocupă loc, de multe ori n-au unde să stea, ei n-au voie să părăsească proximitatea pacientului. Așadar, ar trebui să vorbiți și cu medicii de la penitenciar, poate au și niște probleme, dar nu e corect să ne încarce nouă program. Unitatea de primiri urgențe, oază de libertate pentru deținuți. Da, ca da. Să spunem așa. Așa, da. Ce nemulțumiri mai aveți aici la urgențe, doamna? Ce nemulțumiri avem? Prezentarea asta abuzivă a bolnavilor care trebuie să meargă la medicii de familie. Cred că ar trebui, dacă noi vă rugăm, să vorbiți cu colegii noștri, medici de familie, și să-și facă publice la televiziunea locală obligațiile contractuale față de pacienți. Un pacient să știe că dacă el este o urgență, o urgență nu vitală, o urgență minoră, poate să fie consultat de medicul de familie fără programare. Cred că așa este normal să fie. Ar trebui să știe că în timpul programului medicului de familie poate să facă o injecție dacă a fost indicată de un alt medic sau de un specialist la cabinetul de care ține. Așa ar trebui să meargă la domiciliu bolnavilor netransportabili cu dizabilități. Ne bucurăm pentru noul contract cadru care a fost creionat acum de curând, care îi obligă să fie probabil mai mult decât procentul actual plătiți pentru servicii și nu per capita și să le crească și lor numărul de consultații, pentru că colegii noștri, medici de familie, nu cred că ar rezolva sau ar rezista să vadă 90 de oameni în 24 de ore. Eu îi rog să vină în urgență, suntem deschiși, să stea cu noi 12 ore, 6 ore, cât vor ei, să vadă cam cu ce ne confruntăm și dacă ei ar fi de acord să trăiască în felul ăsta. Doamna doctor, în încheiere, mi-ați spus la finalul interviului să-i rog pe medicii de familie. Transmiteți prin intermediul televiziunii un mesaj către medicii de familie. Da. Nu aveți niciun fel de comunicare? Nu. Unitatea de primiri urgențe, spitalul? Nu. Cu medicii de familie? Nu, nu avem niciun fel de comunicare. Ba mai mult, medicii de familie și-au făcut un obicei din a sechestra, ca să zic așa, biletele de externare ale bolnavilor cronici. Cred că ar fi corect fie să-și consemneze în foaia de observație, fie să obțină un xerox, dar în niciun caz să oprească biletele acestea, pentru că bolnavii nu le mai au când vin, că de obicei sunt bolnavi dependenți de urgență, chiar să-i avizeze asupra, nu mai vorbesc, ar trebui să-i avizeze asupra riscului tratamentului anticoagulant, ne confruntăm cu sindrome hemoragipare prin supradoză de trombosou sau de sindrom.
nu știu ce să facă, la cât timp trebuie să-și facă acel INR care le dă informații despre coagulare. Sunt multe probleme. Ar trebui să se ocupe mai mult, să-i sfătuiască cât să mănânce, cum să mănânce, sarea într-o hipertensiune, ce rol are, cât ar trebui să evite. Ei vin aici și ne cer explicații, ne roagă să le scriem regimul. Lucrul ăsta este imposibil. Dar în urgență. Poate medicii de familie fac acest lucru. Informațiile noastre sunt de la bolnavi. Îmi pare rău, eu nu dezgloposabil război. Noi vrem colaborare, vrem să trăim împreună omenește și nu unii să intre într-o criză de neputință când au câte 7, 8, 10 bolnavi prezentări și ei să stea liniștiți, fiindcă reglementările îi apără. Cine este responsabil, din punctul dumneavoastră de vedere, de această situație care trenează de foarte mulți ani? Cred că sistemul, deci contractul cadru, casa de asigurări, care nu se implică în a controla activitatea centrelor de permanență. Eu aș aduce acești medici care fac centru, la gardă la centrul de permanență, aici în urgență. Și să preia cazurile care nu au nicio treabă cu urgența. Să stea și eu știu, am face un experiment o lună. Cu cât este plătit un medic de la unitatea de primire urgențe? Un medic, salariul tarifar al unui medic de, care lucrează în urgență este de 2200 de ron pe lună, fără excluzând zborul de urgență. Da, ne-am întors în direct, doamnelor și domnilor, cu doamna dr. Rodica Bușcu, președintele Asociației Medicilor din Giurgiu, Medicilor de Familie din Giurgiu, și cu domnul Constantin Marin, președinte, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Giurgiu. Tocmai am vizionat un material unde doamna doctor Mihaela Mazilescu de la Unitatea de Primiri Urgențe Giurgiu a spus așa câteva din păsurile pe care le au cei de acolo. Doamna doctor, ați comentat puțin pe material, înainte să ne spuneți, pentru că deja v-ați conturat o idee. Deci ar fi bine, ar fi constructiv și e valabilă și pentru dumneavoastră, domnule director, întrebarea. Ar fi constructiv un dialog, o comunicare între medicii de familie și unitatea de primiri urgențe, spitalul? Normal. Tocmai că de aceea au apărut aceste discuții, pentru că noi nu comunicăm între noi. Îmi pare rău să îi spun colegii noastre că nu trebuie să ne învețe ea, ci trebuie să știm noi. Noi știm foarte bine ce prevede contractul cadru și ce prevăd serviciile care sunt serviciile medicale. Îmi pare rău să-i spun că și la noi la cabinete se fac tratamente injectabile. Dacă vine un pacient și are de efectuat o medicație antiinflamatoare sau orice alt tratament, efectuăm tratamente injectabile. Nu pot să spun că prindem linie venoasă, asta nu pot să o spun, că avem timp să facem așa ceva. Nu stăm pe scaune, se muncește destul de mult. Atunci, ca să nu mai ne criticăm așa unii pe alții, că de fapt critica asta înseamnă dezvoltare. Și eu sunt de acord cu ceea ce a spus, și de aceea îmi exprim și eu punctul meu de vedere. E bine să comunicăm între noi, e bine ca ei acolo să vadă și să întrebe, domne, de la ce medici sunteți voi, de unde curgeți atât de... trebuie să existe o anumită categorie de medici din rândul nostru al medicilor de familie, care... probabil nu-și văd de treabă. Fiecare răspunde doamna despre doctor, ceea ce vă faci. Întrerup. Mi-ați ridicat o minge la fileu, ca să spun așa. Reprezentați medicii de familie din Giurgiu. Eu le-am sugerat doamnelor doctor de la Unitatea de Primiri Urgențe, așa, ca privind din afară situația, să înregistreze fiecare caz și să-l înainteze fie către dumneavoastră, fie către domnul director de la care vă finanțează. Da, cu medicii
Cum vi se pare această soluție? Da, ați avut o idee foarte bună care e să țină o evidență. Este adevărat, este adevărat că personal sunt în deficit de personal. Este, da. Timpul este foarte prețios acolo, fiecare secundă contează, dar există posibilitatea de înregistrarea acestor cazuri cu asumarea răspunderii de către cel care vine. Da, exact cum am eu acest pacient. Ați spus că s-a făcut puțin cam mult caz, nu s-a făcut caz, fiindcă omul a avut curaj și și-a asumat și a semnat și a susținut ce a afirmat, dar consider că o comunicare, acum nu trebuie să fim pătimași, dar o comunicare cred că ar da rezultate. Da, doamnă, atunci Colegiul Medicilor de ce mai există? Practic, forul nostru superior profesional este Colegiul Medicilor Național și la nivel județean, în care doamna doctor face parte din comitetul de conducere și noi toți suntem membri. Să-și asume ce rol de mediator în Sigur că da, este un for profesional, deci Colegiul Medicilor. Forul profesional care ne adună pe noi toți și ne dă autorizația de funcționare în fiecare an. Ca să ne coordonăm, să nu ne mai... Așa discutăm medicii de familie despre medicii din spital, din ambulatoriu, de la UPU. Haideți să ne urim niște lucruri. Că la urma urmei, știți cine ne judecă pe noi? Pacienții noștri. Pacienții ei ne judecă pe noi. De multe ori să fie clar. Nu știu, dar da, de multe ori poate mint, poate spun adevărul, poate e înțeles greșit modul lor de exprimare, modul lor de a se comporta. Trebuie să știi să faci o diferență între ceea ce spune și ceea ce vrei tu să înțelegi de acolo, nu? Sau să te lămurești dacă este adevărat sau nu. Eu sunt deschisă pentru așa ceva, de când mă știu sunt un om care spun lucrurilor pe nume, nu mă supăr dacă cineva sună acum în telefon și spune, mi-aduce o acuză, uitați de ce faceți așa, chiar nu mă supăr, poate am de învățat și trebuie să mă schimb din ceea ce spune pacientul respectiv, dar nu sunt de acord cu ceea ce a spus doamna doctor. Eu reprezint aici medicii de familie, dar nu mi-asum ceea ce face fiecare medic de familie în cabinetul lui. Da. Și cum se comportă față de pacient. Numai dumneavoastră, stimați pacienți, puteți să ne schimbați pe noi medicii. Uite așa, comunicând și spunând, iar ce a spus doamna doctor, că acaparăm biletele de ieșire, păi stai puțin că pe noi ne obligă legea. În primul rând că un bolnav când iese din spital are o scrisoare medicală. Nu, v-a sugerat să le dați o copie. Nu, scrisoarea medicală este dedicată, stimate coleg, adică medicului de familie. Biletul de ieșire este altceva. La fel ce conține și scrisoarea medicală. Acea scrisoare medicală trebuie în original să rămână la medicul de familie. Nu, a spus de biletul de ieșire. Biletul... Păi are biletul de ieșire. Noi oprim scrisoarea medicală, care ne aparține nouă și are o terapie acolo. Da, mai avem un telefon, după care discutăm despre articolele apărute în presa locală. Bună seara! Bună seara, Rotarul Luminița. Bună seara! Doamnă, vreau să spun doamna Ușcu, care de toate ce spune, la urgență te duci la urgență, știți cât de urât vorbește. Dacă m-a luat o criză de rinichi la ora 2, la 7 și era sâmbăta și ea începe să țipe doamna care a vorbit, doamna doctor înainte, de ce dragă nu te-ai dus la doctorul de familie? Când, doamnă, dacă acum a luat durerea? Țipă, urlă, stăură pe internet, să uită pe internet de costume, de-aia te uiți la ei, te uiți la ele, spune că e foarte aglomerate. Asta vară mi-a venit rău. Mi-a venit rău. Dai, sunt foarte aglomerate și asta vă spun eu care stau cu orele acolo. M-a dus, da, doamnă, m-am dus, nu odată. Mi-a venit rău, m-au dat cu apă pe stradă, m-au dat cu apă, m-a luat salvarea și mă rugam, doamnă, înveliți-vă cu ceva, că era aer condiționat, bătea în mine. Și nu s-a uitat la mine, nu s-a uitat. Și a venit o femeie, o infirmieră și m-a cunoscut, ce faci, mă? Te rog frumos, spune-mă, pătură, că niciuna n-a dus să-mi pună. A schipa, știți cum tipă, mi-e frică să mă duc la urgență. Mă crede... Păi mergeți la medicul de familie, spus, doamnă. La medicul de familie mă duc, doamnă. Te consultă medicul de familie, niciodată nu te refuză.
Nu te refuză. Ar fi cum să refuze. Boala nu prevezi. Nu prevezi. Că să pui o boală care o ai de mult, da, domnul doctor te consultă. Dacă, de exemplu, domnul doctor, la lună eu sunt programată cu boala mea. Dar dacă pe mine m-a luat o criză de ilicită, nu mai puteam, nu trebuia să mă la urgență, ia mai ajute la medicul de familie. Când, Doamne, să mă duc la, mă duc și la urgență? Mi-e frică, Doamne, să mai mă duc la urgență. Mă credeți că nu mai pot să mai vorbesc. Mă uit de când mă uit la dumneavoastră, de nu plâng la televizor, doamna doctor are foarte dreptate. Om, medicul de familie nu stă ieșit să te refuze. Nu te refuză medicul și ele când te duc la urgență începe să țică la tine. Mi-e frică să mai mă lua urgență la Giurgiu. Mi-e frică de ele. Mi-e frică. Mi-e frică că... Nu vă mai duceți, doamna. Nu vă mai duceți. Și doamna care înainte și mai e o doamnă care e domnișoară mărunțică. Țipă de zbiară, de tăiat. Am avut o durere de cap și sati de vomă și mai la urgență. Nu mai merg. Las-mă acasă, mor acasă. Nu mai merg la urgență, nu mai merg. Mi-e frică să doamna, doamna, mi-e frică doamna, să ele. Doamna Luminița. Da. A țipat la dumneavoastră, dar medical a intervenit? Da, da. Da, a intervenit, da. Mi-a făcut o injecție în venă, o injecție în fesă care mă doare și acum de zic că mi-a rămas capul înăuntru. Păi nu v-a făcut doctorița, da. În scârbă, în scârbă vorbește cu tine. Și asistente și medic. Medic. Nu spune de medic de familie. Ce să spun de medic de familie? Că medicul de familie te primește la medic. Nu se există să stai la ușul la medicul de familie să nu te primească. Nu există. Dar dacă ai o boală... V-a auzit reprezentantul medicilor de familie? Sigur va auzi și medicul nostru. Eu o estimez pe doamnă, că mereu mă uit la doamnă, să știți. Da. E o femeie foarte constrăcade și frumos vorbește. V-a auzit. Dar nu există medicul de familie, cum a spus doamna de la urgență, că așa îmi zice, mereu mi-a zis, dar nu odată. Tu te dragi la medicul de familie, zice, pe care este acum, doamnă, zice, a spus mereu, nu odată, mereu, nu odată. De câte ori ați fost la urgență? De câte ori, eu vara, timp de vară, mie mi-este rău. Dacă păi mergeți, doamnă, la un medic specialist și vedeți ce afecțiune aveți. Să țineți... Mă duc cu tratament. Dam senzații de vomă în timpul ăla. Caz jos, îmi vine rău, caz jos. Cum i-a venit asta vară, m-a luat salvarea, m-a dus la spital. Mulțumesc frumos pentru telefon. Doamna, cum atunci când îți vine doamna Luminița, avem un telespectator care așteaptă pe fir. Ce părere aveți vis-a-vis de ce a spus nu doamna din telefon? Nu comentez decât că ce deducem de aici? Colegiul medicilor să țină urgent o ședință cu noi toți, să ne învețe cum să ne comportăm, să ne învețe cum să ne purtăm cu bolnavul respectiv și ceea ce avem strict fiecare de făcut. Cum comentați, domnule director? Doamna a spus de câte ori am fost și au vorbit urât cu mine. Vă rog, sunteți de specialitate. Nu știu. Se înțelege că a fost de foarte multe ori la primire urgențe. Da. De ce a fost? Corect. De ce a fost la medicul de ce familie? Nu am mers la medicul de familie? Eu v-am rugat să întrebați dacă locuiește în Giurgiu sau locuiește... Da, locuiește în Giurgiu. Da. Era posibil să locuiască și într-o localitate limitrofă? O cunoștea pe doamna doctor și... Nu, dar nu e la mine. Nu, a spus că vă cunoaște, vă urmărește, vă... De, o femeie de la țară n-are timp. Se înțelege și starea de tensiune care este la unitatea de primire urgențe, dar vreau să fac o trimitere la materialul de... care a fost filmat în urgențe. Cabinetele de medicină de familie nu-și fac programul cum vor medicii. Programul cabinetelor este stabilit și avizat de Casa de Sănătate, este afișat la fiecare cabinet medical și odată cu contractarea este transmis și programul. Este foarte bine să spuneți. Da? Cabinetele de medicină de familie au program atât dimineața cât și după amiază. Păi. Pentru că Ierona spune când vrea stă dimineața, când vrea după amiază. Nu, respectă un program. Fac un apel către colegii mei din presă să preia aceste subiecte și haideți să facem public. Să facem public ceea ce scrie pe pereții cabinetelor medicilor de familie. Haideți să ajutăm, să intermediem, dacă e cazul, o comunicare. Avem un telefon după care vreau să vă spicuiesc dintr-un articol apărut astăzi. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră!
În primul rând, n-am să acuz niciun medic, nici de la urgență, nici medic de familie, pentru că dânsii își fac meseria într-un sistem care este foarte bolnav, bolnav grav. Asta am și spus. Și am să vă explic totuși de ce. Sunt pensionar, am lucrat în sistemul acesta și am apucat să lucrez și înainte de evenimentele din decembrie și după evenimentele din decembrie. Cum se poate ca în țara noastră să existe medicamente mai scumpe decât în celelalte țări dezvoltate, numai socialiste și capitaliste? Pentru că, practic, necazul și boala nu vine de la medicul de familie sau spital, ci vine exact de la Ministerul Sănătății, unde în 25 de ani, fiecare ministru care s-a perindat nu a avut grijă de acest sistem. S-a făcut experiențe mai ceva ca la Auschwitz, pot să spun. Și la ora actuală, când te duci, dacă apuci în primele 3-4 zile, când îți dă medicul o rețetă sau când îți dă, să hai să lăsăm că la rețete mai găsești medicamente, dar când îți dă să faci analize, îți spune în a treia zi sau a patra zi, mai avem fonduri. Așteptați programați-vă. Da. Ce cred, domnii doctori și doamna doctor în general, despre acest lucru? Cred că această boală trebuie tratată la vârful ei, ci nu jos. Sigur că da, asta a spus și doamna doctor. Mulțumesc frumos pentru telefon. Da, este foarte adevărat ceea ce spune vis-a-vis de lipsa de fonduri. Nu mă pot îmbolnăvi în funcție de disponibilitatea acestor fonduri, doamna doctor. Nu aveți dreptate, pentru că de vreo 2 ani de zile nu ducem lipsă de bani pentru medicamente compensate și gratuite. Vorbea de set de analize. Așa. La setul de analize, aici poate să ne confirme și domnul director, dar din câte știu eu, până în luna ianuarie 2015, anul acesta, banii au fost suficienți pentru laboratoare. Acum a început, din luna februarie, să se întâmple ceva. Am o veste bună. Știu că este un proiect, nu știu dacă deja a fost și aprobat, se va fixa, deci vor scădea prețul la medicamente și se va impune un preț, deci un adaus comercial la toate farmaciile, deci vei găsi medicamentul respectiv cu același preț, dacă mergi la 22 de farmacii din orașul ăsta, le găsești cu același preț, nu ca acum. Eu știu că se lucrează la acest ceva, nu știu dacă dumneavoastră știți, dar asta e o veste bună. Fonduri au fost pentru toate și sunt pentru toate domeniile de asistență, mai puțin laboratoarele paraclinic. Avem probleme și problemele au fost în luna februarie, unde suma contractată a fost puțin mai mică. Nu s-au terminat banii în primele 2-3 zile, până în februarie. În februarie exista o listă de așteptare și asta a făcut ca cererea să depășească oferta laboratoarelor. Dar în acest moment, în primul trimestru, fiind cu contractarea pe un act adițional pe contractul 2014, așteptăm perioada de contractare, așteptăm buget și sperăm ca și această problemă, așa cum a spus și doamna doctor, făcându-se economii de la medicamente, să avem bani suficienți și pentru laboratoare și pentru analize. Am înțeles. Ne întoarcem la discuția de mai înainte. Am promis că discutăm pe un articol apărut în presa locală online. Titlu: declarație șocantă a unui medic de la UPU Giurgiu. Astăzi este 8 martie. Tocmai acum ți-ai găsit să te îmbolnăvești? Autorul articolului o prezintă pe subiectul principal, pe doamna afectată de serviciile UPU, îi dă și numele, spune: este o persoană cunoscută în Giurgiu, îndeplinește de mai mulți ani activitatea de secretariat la unul dintre cele mai importante partide. Duminică 8 martie, în jurul prânzului, s-a simțit rău, avea senzația că nu mai poate să respire. Eu vă spicuiesc, da?
după care așează între ghilimele toată pățania doamnei respective, care a și postat-o pe rețeaua de socializare Facebook. Ca observație către doamna respectivă, către oricine, nu mi se pare corect, nu mi se pare corect, mai ales din perspectiva unui locuitor într-un oraș trist și sărac, să avem o astfel de atitudine. A pus titlul de doctor, este vorba de doctorița, de doamna doctor Mazilescu, pe care am avut-o în material mai devreme, titlul de doctor între ghilimele. Dezaprob acest tip de exprimare, fie și pe rețeaua de socializare, care se spune că ne aparține. A povestit cum după metoda dai buletinul și aștept să mori, așa am procedat și eu, mi-a fost luată tensiunea, care a fost în regulă, și măsurătorile respirației, care și acestea au fost în parametri. Am așteptat apoi o oră și 30 de minute pe hol pentru a reuși să intru în salonul de urgențe și examinată mai amănunțit. Doamna doctor, cum comentați prima parte a descrierii? Păi cum să comentez? În primul rând că poate a fost un spirit de glumă din partea doctoriței. Astăzi este 8 martie, mai ales că era și dânsa femeie, amândouă erau femei. Asta unul, doi. Medicul, odată ce i-a luat tensiunea, și era o tensiune bună, odată ce am înțeles că ea, cu pulsoximetru, i-a dozat cantitatea de oxigen, deci respirația, gradul de respirație, dacă are insuficiență respiratorie. Și dânsa a hotărât că nu este o urgență, nu? Acum, știți cu ce ne confruntăm? Noi cu informațiile luate după internet de populație, dar informații luate după comentul, nu după din articole scrise de medici, de cadre sanitare. Și atunci te induce în eroare și noi chiar avem, dar în sfârșit eu m-am obișnuit cu așa ceva, intră pacientul, spune și chiar începe să-ți redea și spune: știți că am citit că cu tare afecțiune așa, așa, așa și face așa. Încep și râd și mă uit și zic: bă, tu ce faci acum, mă înveți pe mine medicină? Râde și ea, râdem amândouă și spune: măi, știu, tu spune mie ce simptome ai ca să știu. Deci, poate a fost un spirit de glumă. Doctorița știu cel mai bine să-și clarifice gradul de urgență, deci pacienții poate mai așteptau pe hol și erau urgențe adevărate de anumite grade. Nu știu la ce v-ați referit, o persoană importantă, da, din spune Giurgiu, că a spus... importantă ce? În fața noastră, pacienții toți sunt importanți. Nu, așa a fost, deci, vă rog frumos, descrisă, una nu ca accept... o persoană cunoscută în Giurgiu. Eu nu accept așa ceva. Pentru este mine, partea autorului pentru mine, toți sunt pacienți. Și ăla sărac, și ăla bogat, și ăla, nu mai zic, diferit. Pentru noi, cadrele sanitare, dacă vorbesc de mine, pentru mine toți sunt pacienții în fața mea. Persoană importantă. Ce, că faci parte dintr-un partid? Asta nu e, știu, o personalitate, să faci parte dintr-un partid. Și retoric se întreabă la sfârșitul descrierii pacienta. Întrebarea mea este: de ce atunci când un pacient se simte rău, îi mai reproșezi și tu ca medic asemenea cuvinte care poate chiar contribuie la înrăutățirea stării de sănătate? Deci, mai bine murim decât să mergem la UPU că deranjăm. Doamnă! Doamna Drăgulin, aici poate are dreptate. Noi toți trebuie să învățăm. Și eu am avut momente în viața mea, anumite etape ale vieții, când am fost mai obosită, am fost mai stresată, atât la servici, cât și cu familia, cu copiii, cu... recunosc. Dar să știți că din anumite vorbe, tatăl meu săracul, fie iertat, s-a așezat în sala de așteptare și stătea acolo și a ascultat tot ce spun. Și odată mi-a spus, zice: auzi, fii atentă, să nu te mai prind că ieși din cabinet, să începi să vorbești cu pacienții sau să le faci observații. Edit, momentul acela aflați că eu m-am schimbat și a spus: Doamne, are dreptate. Așa este. Omul vine săracul. În primul rând că noi suntem, tratăm atât
corpul, cât și sufletul omului. Sigur că da. Deci trebuie să-l consiliezi. Sigur că da, o vorbă bună, doamna are dreptate. Doamna doctor, avem un telespectator care are a ne spune ceva, după care revenim și dacă frică. Medicii și dacă colegii mei ziariști nu au solicitat un punct de vedere al doamnei doctor Mazilescu vis-a-vis de acest caz, înainte de a scrie acest articol, o vom face noi imediat după ce vorbim cu telespectatorul nostru. Bună seara! Bună seara! Aș dori să precizez înainte că majoritatea analizelor și consultațiilor mi le fac în regim privat. Tot într-o duminică când s-a întâmplat, în fiere la 5 dimineața, copilul s-a perezit. Cu cine stăm de vorbă? Iertați-mă că vă întreb. Ajung la aceeași doamnă, doctor Mazilescu. Vă rog să-mi spuneți cu cine stăm de vorbă. Cu Arfă Drăghiș Liliana mă numesc. Da, vă rog. Și de 2 ani de zile eram asigurată, deci eu sunt asigurată, îmi plătesc asigurarea din mână. Dar majoritatea analizelor și consultațiilor mi le fac în regim privat. Într-o duminică mi-a fost rău și aceea doamnă doctor Mazilescu mi-a zis că ce am venit să mă diagnosticeze dumneavoastră tensiunea 19 ce aveam. Și asta vreau să spun că nu știu. Ceea ce aș citit ultima dată că mai bine mor decât să merg în serviciul de urgență, cred că e adevărat. Nu e adevărat, doamnă. Vă contrazic. Și eu la fel spun. Vă contrazic dacă ați urmărit emisiunea de la începutul ei. Să vină în sprijinul discuției noastre, să vă edificați, pentru că noi mergem la serviciul de primiri urgențe. De asemenea, mergem la medicul de familie și suntem concentrați pe problema noastră. Dar ca o privire de ansamblu, dacă ați sta ca simplu spectator, fără să vă doară ceva, ci doar să asistați la afluxul de pacienți și la desfășurarea actului medical, ca și jurnalist, vă asist. Sigur că v-ați schimba punctul de vedere. Mulțumesc frumos pentru telefon. O seară bună. O seară bună. Nu vreau să apăr pe nimeni, apăr și medicii de familie, deopotrivă și apăr pacienții. În fond trebuie să avem și grijă de medicii noștri care pleacă, doamnelor și domnilor. Pleacă, iar pentru telespectatorii noștri care nu știu, medicii de la unitatea de primiri urgență, în marea lor majoritate, sunt doar 5. Sunt navetiști, vin de la București și îi rog pe colegii mei din regie dacă pot face o legătură telefonică cu doamna doctor Mazilescu, fiindcă chiar vreau să aflu și punctul domniei sale de vedere vis-a-vis de ceea ce au scris colegii noștri și să vedem așa cum au stat lucrurile. Da, avem cred legătura. Alo, bună seara. Da. Bună seara. Bună seara, doamna doctor. Bună seara. Doamna doctor, cred, nu știu, televizorul mai încet, se creează o microfonie. Bună seara, doamna doctor. Alo, da. Bună seara! Ne auziți? Da, vă aud foarte bine. Așa, acum vă auzim și noi, se crease o microfonie. Da. Doamna doctor, vis-a-vis de un articol apărut în presa online astăzi la Giurgiu, ca la Giurgiu multă presă, ce părere aveți? Ați citit articolul? Da, l-am citit online. A fost așa, cadoul meu de 8 martie din partea unei paciente care continui să cred că a fost un pic abuz în prezentarea din ziarul respectiv. Doamna respectivă, nu știu cât a așteptat, îmi pare rău că a stat atâta vreme acolo și n-a văzut ce îi se întâmplă în jur, cam ce atmosferă era, cam câți pacienți erau, cam câtă lume era în jurul dumneai ei, cât a stat acolo în urgență. Deci mi-am rezolvat obligațiile profesionale și am făcut o evaluare. I-am comunicat acestei doamne că nu este în niciun fel de pericol vital și că totul este în regulă cu doamna, lucru care nu i s-a părut deloc pe plac.
Probabil că ar fi așteptat să-i spun că este grav bolnavă. Îmi pare rău că n-am făcut lucrul ăsta și tocmai în dorința de a o ridica puțin morală, a spus, doamna, azi e 8 martie. Mai bine erați acasă cu familia, poate petreceați cumva, decât să veniți la urgență să vă spun că sunteți bolnavă. Deci, măcar atâta lucru, după o grămadă de ani de activitate, pot să apreciez că este o urgență sau nu este o urgență. Totul era în parametri perfect normali. Faptul că a ridicat unul la mine nu o onorează și atunci eu am încercat să-i... Păi a ridicat ea la dumneavoastră sau dumneavoastră la dânsa? A ridicat tonul la mine, nemulțumită total, că i-am comunicat că e în regulă și atunci am rupt rețeta pe care tocmai vreau să-i o prescriu și am trimis-o la etajul 3 la doamna doctor Preda, medic internist, să confirme ce i-am spus. În fin... Vă întrerup, doamna doctor, în postarea sa de pe Facebook spune că i-a fost descoperită o cardiopatie ischemică. Cardiopatie ischemică pe care i-a descoperit. Alo? Da. Da, vă rog. Da, cred că suntem în contratim cu televizorul. Deci cardiopatia ischemică pe care i-a descoperit-o era cu niște discrete semne, deci niște aplatizări de unde T, deci faza terminală a revolarizării. Și vreau să spun că cele patru mari medicamente pe care le-a prescris doctorița Preda, primul de pe listă era alprazolamul. Deci, ca să, poate că doctorița Buscu știe ce înseamnă medicamentul alprazolam, care se prescrie primul într-o cardiopatie ischemică. Noi nu facem diagnostic de subtilitate cardiologică, de există specialități. Deci, doamna trebuia să ducă la cardiologie, dar în niciun caz nu era un caz de urgență. Ca dovadă, faptul că a plecat cu rețetă, a plecat acasă și în loc să zică mulțumesc, mi-a făcut cadou acest articol. Sunt și persoane care vin cu idei preformate. În momentul în care le comunici că sunt în regulă, nu le convine. Dacă sunt unii care, dacă le spui că sunt bolnav grav, chiar nu le convine. Categoria asta de bolnav e destul de greu de convins. Nu prea avem timp pentru să-i mângâiem pe fiecare și să ne ocupăm de sufletele lor. Poate doamna au fi trăit vreo dramă. Îmi pare rău că i s-a întâmplat așa de o martie. N-am putut să aprofundez problema de fond. Ce vreau să spun, apropo de doamna care spune că sunt bolnavi care sunt dependenți de urgență. Avem o categorie de astfel de bolnavi care vin foarte des cu ambulanțele. Îi cunoaștem, îi știm, deja ne cunoaștem de 20 de ani, ne salutăm, spunem iarăși ați venit, sigur că am venit. De ce ați venit? Că mă doare capul și am tensiune. Mi-am luat tensiunea și am 18. De câtă vreme știți că aveți tensiune? De multă vreme. V-ați luat medicamentele? Nu, de vreo săptămână nu le-am luat. Bun, deci știați ce trebuia să luați. De ce ați venit cu ambulanța la 2 noaptea? Că știți perfect că trebuie să faceți tratament, că nu trebuie întrerupt, că nu trebuie mâncat sare. Deja lucrurile se complică. Deci deja eu devin un om agresiv, deja rostesc niște adevăruri supărătoare. Și ce înseamnă că deveniți un om agresiv? Poftiți? Ce înseamnă că deveniți un om agresiv? Atunci când rostim adevărul. Așa ați tradus agresivitatea. Nu, eu consider că... Devin un om agresiv în momentul în care spun lucruri pe nume. Pentru pacient. Nu trebuie să judecăm pacientul. Aici nu sunt de acord. Se pare că... Doamna doctor Mazilescu, colega dumneavoastră, doamna doctor Bușcu, are ceva de spus. Dacă... Da. Vă rog să rămâneți în telefon. Da. Bună! Suntem în contratimp. Da, eu zic că nu e dreptul nimănui să judece pe cel de lângă, dacă ne referim la noi medicii, nu trebuie să judecăm pacienții. Noi trebuie să-i sfătuim. Să-i sfătuim și să-i consultăm, da? Nu am de ce să judec. Vă întrerup, de numai ce? Puțin, de ce? Vă întrerup numai puțin, doamna doctor. O rog pe doamna doctor Mazilescu să sugrume televizorul sau da să ne auzim, pentru că nu ne înțelegem. Și să asculte doar în telefon. Da, ascult. Acum ne auzim? Bine, da? Da. Da. Continuăm. Repet atunci. Nu mai auzi repet. Studio. Repet. Ce am spus? Ne auziți, doamna doctor? Da, vă aud. Da, vă rog.
Mihaela, poate trebuie să ne schimbăm comportarea noastră vis-a-vis de pacienți, pentru că ei nu vin la noi de drag. Ei vin cu o anumită suferință sufletească și trupească. Consider că nu trebuie să spunem da, de ce, da, de ce, da, de ce. Exact ca la un copil mic care vrei să le duci și să-i spui nu, nu face aia, nu, nu face aia. Și de unde? Că el face invers, da? N-ai voie să-i spui nu, nu face aia, trebuie să-i spui altfel. Trebuie să nu faci lucrul ăsta, că uite așa. Deci eu în decursul anilor și a profesiei mele am învățat din greșeli, cum se zice, n-am trecut ca gâsca prin apă, am învățat din ce am auzit, că au zis alți colegi, cu toate că nu sunt de acord cu tine, draga mea colegă, să știi că, într-adevăr, la noi, la cabinetele de medicină de familie, se consultă, ca și la voi, ar fi bine voi să notați pacienții care vin, să întrebați ce medic de familie și din ce zonă. Ce v-am sugerat eu, doamna doctor. Vin. Da. Ca să mergem și să țintim punctual să spunem lucrurilor pe nume. E bine așa, ce zici? Da, da, este foarte bine. E frumos ce spui, mi-aș dori să ajung la liniștea sufletească și la tipul necesar în care să stau de vorbă cu pacientul, cum stăteam pe vremuri la cabinetul meu de medicină de familie, dar te-aș invita, Rodica, într-o zi să vezi cam cum stau lucrurile la noi, să vezi cum vine pacienta din triaj și spune haideți mai repede că mă bată ăia, sunt 10 în triaj. Când medicul de gardă nu poate să coboare imediat, care și în la rândul lui niște urgențe. Când sunt oameni care așteaptă la CT o oră, două, pentru că tomografia aglomerat. Când ai 3 oameni la monitor și care trebuie supravegheați. Când să mai stai de vorbă cu fiecare și să-i știi pe delete și să-l tratezi omenește, adică omenește îi tratăm, dar nu avem timpul necesar să stăm mă de repet. Vorbă cu... Mă repet, știu că munciți, toată lumea știe. Pentru că în perioada asta, de la 1 martie și până astăzi, am lucrat doar 3 doctori. 2 sunt în concediu de odihnă. Bun, și atunci, de ce să ne certăm noi între noi când practic toți nu, muncim? Nu ne certăm, tocmai încercăm să ne mai degrebăm. Trebuie sistemul și noi să facă ceva, nu? Să facă sistemul ceva. Da, și sistemul trebuie să facă ceva. Ca să mute centrul de permanență la voi, cum ai propus tu... Voi da. Sunteți specialiști în urgențe. Noi nu, dar unui medic de familie care ar veni și ar face o gardă la noi, într-o da. După masă, într-o noapte, i-ar reveni majoritatea cazurilor care n-au nicio treabă cu urgența. Da, da, nu știu și dacă ne... te secătuiesc. Legislația nu cred... Un caz, un stop cardiorespirator te găsește epuizat, obosit, fără niciun fel de... să te poți concentra pe doze, pe substanțe de inducție și așa mai departe. Așa este, dar nu știu dacă legislația ne dă voie. Legislația nu cred că ne dă voie. Nu avem competența respectivă. Mihaela, mă înțelegi? Ca să asiști o colică renală. Ca să a, dar cine nu tratează o colică? Ce crezi că noi la cabinete nu tratăm colici de toate felurile? Asta e majoritatea activității noastre din urgență. Păi monitorizați din ce regiune a orașului, a județului, de unde vă avem, de exemplu, ca să nu mai ne mai dăm după deget, zona Oinacu se consultă numai în urgență. Păi, atunci vedeți care este cauza și motivul, nu? Da. Păi dar cum să vii zona Oinacu când e centru de permanență acolo? E chiar păi centru de permanență cu tot. Dar sunt doi doctori? Ambulanța, sunt ambulanța doi doctori? Noastră, ambulanța nu are voie să-i ducă la centru de permanență. Ambulanța îi aduce la noi în urgență. Draga mea, știi că sunt doi doctori acolo, există centru de permanență, dar fizic n-are doctorul ăla cum să fie și în gardă și la cabinet și la școala numărul 4 și la școala post-liceală și unde și mai unde. Cred că păi știu la cine mă refer. Nicăieri. Bun. Păi, vezi și că reparăm sistemul scoțând la lumină greșelile noastre a tuturor celor care lucrăm în sistemul sanitar. Ei, o să ce ieșim la pensie, nu? Nu mai apucăm? Nu știu, nu sunt atât de optimistă. Eu nu mai fac parte din colegiul medicilor din Consiliul de Conducere de mulți ani. Și anul ăsta se fac alegeri, așa că poți să te înscrii să... Nu, mulțumesc. N-am timp de funcții. Poate
eu știu, faci mai multă lumină și te implici mai mult în toate activitățile astea. Erau bune ședințele pe care le organiza pe vremuri DSP-ul împreună cu medicina de familie și cu spitalul. Păi, dar erau tot făcute erau de noi. Era o mai schimbam idei, ne mai plângeam unii la alții, ne mai explicam, poate că ar fi bine o să le familie, să spuneți bolnavilor să nu mai vină toată ziua în urgență. Sunt foarte mulți care vin de multe ori, de foarte multe ori, de câteva, de 10 ori. Bolnava de ieri a fost în ianuarie, de astăzi de la reportaj, a fost în ianuarie de 10 ori, 10 prezentări în urgență. Hai să spun și o veste bună. Da. Păi poate vin că, uite, te plac pe tine. Doctorița Mazilescu e un doctor foarte bun. Ești de acord cu mine? Nu, asta categorii nu, ai auzit ba da, părerile, știi, când ești foarte expeditiv și vorbești cu puțin și mai apăsat în ideea că poți să convingi, deja ești privit ca un om care strigă, care, ați văzut, doamna aceea, Luminița, lasă-o în pace, e frică să vină la noi, e frică. Crezi că dacă doamna Luminița a scris acest articol, gata, așa ne caracterizează pe noi, după, ca să ajungi medic, faci o facultate, faci un rezidențiat și înveți toată viața. Mergi la congrese, conferințe, investești vezi, în tine. Dacă spui omului că e foarte bine, doamna ta... Nu-i mai spune, schimbă-te și tu. Doamna secretară a perceput exact invers faptul că era în regulă. Deci era o persoană fără risc. Hai să dăm noi dovadă că... Bine, doamna doctor, atunci eu zic să vă însușiți... Da, însușim criticile, totdeauna ne învățăm din greșeli. Și să învățați care sunt persoanele importante din oraș. Suntem, da, o să învățăm, sigur. Conducerea orașului să ne dea o prezentare a persoanelor importante din oraș, să le tratăm preferențial. Dar și noi suntem tot oameni, nu suntem niște roboți, niște automate. Avem și noi o putere de a ne concentra, de a fi amabil, așa până la o limită. Când domnul doctor, domnul director Constantin Marin vrea să vă spună ceva, doamna da, doctor. Vă rog. Da. S-a propus să vă notați dumneavoastră pacienții din ce zonă vin. Nu este asta soluția. Soluția este ca Direcția de Sănătate Publică, pe raportările pe care le face centrele de permanență și CNP-urile care se prezintă la dumneavoastră în UPU, să le suprapună și atunci vor vedea de unde au venit, cum au venit, dacă sunt raportate și la centru de permanență și la dumneavoastră, ce facem, finanțăm, plătim de două ori același serviciu? Da. Pentru că odată plătim centru de permanență și încă o dată, de fapt, ministerul, din fondurile Ministerului Sănătății. Până atunci cred este că cel mai simplu, centralizarea... Putem să facem și mâine treaba asta, nu până atunci. Da. Trebuia să vină un reporter de la TV Giurgiu cu o idee, e bine că realizăm ceva. Direcția de Sănătate Publică pe raportare să verifice. Da, dacă mai aveți ceva de spus, doamna doctor? Nu, eu mulțumesc. Și noi vă mulțumim pentru că ați intrat în direct. Avem mesaje de la telespectatori pe care nu am apucat să le citesc. Aș vrea să le citim. Cineva spune ce părere are președintele CAS Giurgiu despre faptul că la Giurgiu avem cabinet UPU pe stomatologie. Este înregistrat la Ministerul Sănătății cu program de funcționare 24 de ore din 24, dar în realitate el funcționează doar 7 ore pe zi. Dacă cineva are o durere de măsea la ora 15, medicii de aici îi spun persoanei că ustensilele se află la sterilizat și nu îl poate ajuta. Da, nu este un aspect corect, dar unitatea de primire urgență nu este finanțată de către Casa de Sănătate, iar relația Casei de Sănătate cu UPU este... Tută de SP. Da, ce părere aveți? Nu este normal. Dacă vă doare măseaua și... da. Nu avem un alt telefon. Bună seara! Bună seara și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara! În legătură cu medicii noștri din Giurgiu, o să vă spun că sunt foarte nemulțumită că se pune greșit. Și se deja realizează, chiar dacă unul dintre ei poate o fi un tip mai neprofesionist. Dar din punctul meu de vedere pot să vă spun că am fost operată anul trecut în vară, la noi la Giurgiu, de o ocluzie intestinală provocată de tumoră malignă. Și la ora actuală sunt operată de o lună de zile pentru reconstrucție.
și mulțumesc din tot sufletul tot personalului, inclusiv medicului Petre Constantinescu, care m-a operat și mi-a salvat viața. Pentru asta v-am sunat, ca să vă mulțumesc din suflet și la tot serviciul care e în Spitalul Giurgiu. Eu nu zic că nu ar exista medici care nu sunt într-adevăr profesioniști chiar așa cum ar trebui. Dar eu, din punctul meu de vedere, sunt foarte, foarte mulțumită. Foarte sănătate multă vă dorim. Și la fel. Și, nu știu, ar trebui majoritatea oamenilor care sunt salvați la noi aici în Spitalul Giurgiu să intervină, pentru că are dreptate doamna doctor. Învață cât profesează medicina. Tot timpul are de învățat ca să ne salveze viețile noastre. Așa este. Așa este. Fiecare în meseria pe care o practică. Mulțumim frumos pentru telefon și sănătate multă vă dorim. Cineva spune, articolul care atacă medicii de la UPU Giurgiu este o mizerie. Majoritatea medicilor de acolo fac naveta din București. Ne văităm că nu avem medici specialiști în spital, iar de ăștia de-i avem ne batem joc în articole. Nu continui mesajul. Da. Respect pentru doamna doctor, sunteți numărul 1 în acest oraș, spune doamna Doina Paraschiv. Așa se semnează. În concluzie, doamna doctor, domnule director. În concluzie, sistemul, fiind sistem sanitar, sistem de sănătate, spunem că este bolnav. Nu știu dacă este paradox. Bolnav, nu știu dacă este bolnav, nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Metaforic este, vorbind, este subfinanțat. Bolnav. Este subfinanțat, asta este problema. Și o altă problemă, dacă ar fi finanțat, am avea și medici. Problema cea mai gravă în sistemul de sănătate este că nu avem medici, nu avem specialiști. Da. Chiar pe medicină de familie, cu toate că avem toate zonele acoperite, avem un deficit de peste 40 de medici. Doamna doctor, este normal ca un pacient cardiac, să spunem, pensionar, să-și ia rețeta de la medicul de familie periodic, da? Merge și asistenta medicului de familie îi înmânează acea rețetă fără să-l consulte luni de zile la rând? Nu este normal, dar se întâmplă, recunosc. Se întâmplă, recunosc. Dar să știți că și la medicii militari se întâmplă. Unii nu vor. Deci unii nu vor. Zice, nu, lăsați, dați-mi rețeta. Vede că este aglomerație, cu toate că este programat la ora respectivă. Doamna, nu putem să funcționăm ceas toată lumea. Nici nu. Pacienții, nici noi, nici nimeni. Haideți nu. Să recunoaștem. Nu. N-avem cum. Avem programări. Doamna, vreau să spun că mai degrabă păstrează programarea la manicură, programare fix. Păi la noi... Știu deci, să se impună da, manicuristele. Da, să știți. Ați văzut? Ați văzut? Dacă nu ești la programare atunci când trebuie, așa, ai pierdut. Păi haideți atunci să ne înțelegem unii cu alții, să fim uniți pentru binele și al dumneavoastră ca pacienți și al nostru drept cadre sanitar. Noi trebuie să ne facem datoria, să vă facem pe dumneavoastră bine, să vă consiliem, să ne facem datoria și ce am învățat să expunem în practică, iar dumneavoastră vă rugăm frumos să ne respectați, pentru că respectându-vă pe dumneavoastră, pe noi, vă respectați și pe dumneavoastră, iar eu, respectând un pacient, mă respect pe mine. Sigur că da. Domnul director a reclamat subfinanțarea. Este un adevăr, un adevăr. De aia ne pleacă tinerii pregătiți, da? Cei care au absolvit medicina. Medicii tind să meargă în marile orașe și așa mai departe. Ține și de comunitate, pentru că dacă îți dorești medici, păi oferă-le ceva. Da. Păi oferă-i tânărului absolvent o casă, păi oferă-i ceva frumos, atrage-l cumva. Da. Asta ține de politica locală. Oferă-i toate condițiile la locul de muncă. Toate condițiile la... Despre asta nu mai vorbim.
Nu știu, toate condiții. Noi suntem zona asta, ori răi, ori nu suntem interesați, deci nu știm, domnule, să comunicăm, să ne... Iată, comunicare. Da. Ar ușura. Hiba este foarte mare și este ce a spus domnul director, dar o comunicare mai eficientă, nu credeți că ar face ca lucrurile să meargă mai bine? Sigur că da, să iată cum am discutat în această seară. Da, ce am discutat este, o să vedeți dumneavoastră că feedback-ul o să fie foarte bun, de mâine o să spună că această emisiune a fost foarte interesantă, pentru că a existat o comunicare și deschis, ceva deschis, la vedere. Asta este. Nu ne deranjează dacă s-au spus adevăruri, nu ne deranjează nimic. Și pentru asta vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru transparență, vă mulțumesc pentru prezența în platou, vă aștept și altă dată, iată, să vorbim despre obligațiile medicilor. Sunt multe despre, de vorbit. Da, despre drepturile pacienților. Pachetul de bază, pachetul noul contract cadru este foarte, foarte interesantă discuția și este în dezbatere da. Atunci când se ia o hotărâre. Vreau să vă smulg promisiunea că veți fi în platou. Da. Dacă da, cu plăcere. Să aducem la cunoștința telespectatorului, asiguratului, neasiguratului, toată lumea trebuie să știe că au drepturi, au și obligații, dar undeva lucrurile se schimbă, nu știm cum, nu știm ce se va hotărâ. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în platou, doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din această seară. Iată, lucrurile se rezolvă și prin intermediul TV Giurgiu. Până joi, la E Timpul să vorbim, rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!